Bună seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Trei microbuze s-au răsturnat astăzi din cauza ghețușului, unul la Ustia, unde 17 oameni au fost răniți și altul la Hâncești, soldat cu 6 victime. Ultimul caz e la Sociteni. Și în capitală, problemele create de ninsoare s-au ținut lanț, traficul a fost greu, iar transportul public a întârziat. Cele 5 troleibuze fără fir au ajuns în sfârșit la Trușeni, acolo au fost botezate și lăudate de oficiali, unii dintre care nu au nicio treabă cu achiziția. 6 persoane, printre care un adolescent, au ajuns la spital după ce microbuzul de rută în care se aflau s-a răsturnat în apropiere de Hâncești. Vehiculul cu 19 persoane la bord venea de la Cahul spre Chișinău. Oamenii legii spun că șoferul a pierdut controlul volanului din cauza ghețușului de pe drum, deși vehiculul avea cauciucuri de iarnă. Vasile Hrist are 16 ani și este internat la Spitalul Raional din Hâncești. El venea din satul său spre capitală, unde învață la colegiu. Microbuzul în care s-a aflat derapat în apropiere de Sărata Galbenă s-a izbit de un copac și s-a răsturnat. El se afla pe scaunul din spate și își amintește cum șoferul i-a acordat primul ajutor. Mașina a alunecat și s-a răsturnat. Numai cei din urmă au suferit, așa cei dinainte nu au pățănit. Șoferul a deschis ușile din urmă, noi am ieșit. Doina se afla în același microbuz. Astăzi trebuia să fie la lecții, dar a ajuns la spital cu mâna ruptă. Eu doar am văzut cum se răstoarnă. Atât. Șoferul, în mod sigur, nu avea viteză. Pur și simplu, când s-a întors, a fost o curbă acolo și a deraiat. Acum mă sunt bine, pur și simplu. Printre pasageri era și Valentin. El spune că șoferul mergea regulamentar și nu înțelege cum s-a produs accidentul. Ceva s-a întâmplat că unde din timpul traseului, cred că s-a lovit de copac, tot așa a fost repede. Potrivit poliției, pasagerii care nu au fost răniți au fost preluați de un alt microbuz și aduși în capitală. Pe marginea acestui caz a fost deschisă o anchetă, iar șoferul va fi sancționat după ce se va stabili gravitatea leziunilor suportate de victime. Iar în apropiere de satul Ustia din Dubăsaru, un microbuz cu 18 pasageri s-a răsturnat azi dimineață. 17 dintre ei au fost transportați la spitalul din Criuleni cu diferite traumatisme. 4 pasageri rămân internați. Nici n-am băgat seama cum s-a întâmplat avaria asta noastră. Toate eram una peste alta acolo, dacă cu roțile era rutiera în sus. Și de și eu s-a întâmplat acolo, eu m-a tras un bărbat. Alte 13 persoane care au suferit leziuni ușoare au fost externate și vor urma tratament la domiciliu. Microbuzul aparține unei întreprinderi, iar toți oamenii sunt angajați care mergeau la muncă. Pasagerii spun că șoferul mergea încet. Potrivit oamenilor legii, bărbatul a pierdut controlul asupra volanului din cauza ghețușului de pe carosabil. Un alt accident s-a produs cu puțin timp în urmă la Sociteni. Mai multe detalii știe colega noastră Daniela Focșa. Daniela, bună seara! Bună seara, Tatiana, bună seara, doamnelor și domnilor. Accidentul s-a produs în jurul orei 16. Un microbuz care transporta angajații unei firme din Sociteni spre Chișinău a derapat din cauza zăpezii și s-a răsturnat pe marginea drumului. Nimeni nu a avut de suferit. Cei 12 oameni care se aflau acolo, inclusiv șoferul, s-au ales cu o sprietură. Oamenii au fost transportați cu alt vehicul la locul de muncă. Șoferul a rămas acolo să dea explicații poliției. Acesta se va alege cu o amendă de 1500 de lei și 6 puncte de penalizare. Codul galben de la Poviță și Ninsori, emis de meteorologi, va rămâne în vigoare până în această noapte la ora 12. Între timp, precipitațiile vor mai scădea din intensitate, spun aceștia, iar la noapte vom avea temperaturi de până la minus 8 grade. Atât la acest subiect. La revedere! Daniela, îți mulțumesc. Chișinăul s-a acoperit astăzi de zăpadă, iar traficul s-a umplut de probleme. S-a circulat greu azi dimineață, mai ales pe străzile unde drumarii nu au reușit să toarne antiderapant. Microbuzele de rută au întârziat chiar și cu o oră, timp în care oamenii i-au înghețat în stații. Cei care s-au pornit la muncă între orele 7 și 8 s-au mișcat cu viteza melcului pe străzele unde nu a fost presurat antiderapant. Din cauza stratului de zăpadă și transportul public a circulat cu greu. Așa că pasagerii au fost nevoiți să aștepte în stații 10 de minute. Este mai dificilă șosea în Hâncești, tronsonul Ducuceaiv-Miorița, deci acolo a fost redirecționat ruta 24, ruta 10. Rețineri
Din păcate, sunt abateri de la grafic, dar s-a circulat. Circulația s-a îmbunătățit abia după ce ploaia a început să topească zăpada. Șoferii spun că deși stratul de zăpadă era subțire, totuși acesta le-a creat probleme și i-a făcut să întârzie la muncă. Se circul foarte greu. De ce? Nu sunt împrăștia antiderapant, foarte multă lume cauciucurile de vară, până la 10 ajung unde îmi trebuiește. Dar e mai dificil ca de obicei. Tot e îmbutiar. Greu, dar se mai topește câte o leacă. Șoferii de microbuze spun că s-au bătut de la grafic, așa cum pe mai multe străzi s-au format ambuteiaje interminabile. Dezastru. Sunteți mai mult timp pe drum astăzi. Cu cât întârziați? O oră. Холодно стало, очень мерзно. Lumea se... Cam... Nu prea gine marge. Autoritățile municipale spun că muncitorii au ieșit la lucru încă la ora 5 dimineața. Au fost presurate în jur de 137 de tone de material antiderapant și 2 tone de sare. Nu au reușit să ajungă însă pe toate străzile din cauza numărului mic de utelaje. Păi, nisoarea a început în jur de orele 4:30. Până la orele 7:30, când s-a început ambăteajul fizic, real, nu reușesc. Norma, ca noi să reușim, în jur de 80 de mașini trebuie să aibă regeghi. Regeghi grupul are numai 24, care pot presura. Anin și a plouat cu gheață în toată țara, la Bălți, Soroca, Drochia și Grodeni s-a așternut un strat destul de gros de zăpadă. Și dacă mulți s-au bucurat văzând priveliștea frumoasă, unii au avut mari bătăi de cap. Chiar de la primele ore, șoferii au mers la serviciurile auto. Locuitorii din Drochia s-au trezit astăzi cu un strat bunicel de zăpadă, a nins cam plină iarnă acolo spre bucuria oamenilor. Desigur că e foarte bine. E ninsoare, ceva, emoții. Super, super. De când se și glod, mai bine ninsoare. Da, doamne, sunt mai ningă, sunt ploaie. Tătă doamna nu ne-a plouat, nu ne-a nins și în grădină s-a uscat. Tot producțiile scumpe. În schimb, șoferii nu au fost la fel de mulțumiți. Drumurile înzăpezite le-au creat bătăi de cap. Drumul e greu, e foarte greu. Da? Și să știu. Pe dimers. Iar la Soroca, stratul de zăpadă s-a așternut doar pe alocuri, așa că drumurile s-au umplut cu bălți. Vremea rea nu i-a împiedicat totuși pe unii comercianți care au venit în piață pentru a câștiga un ban. Nu prea au avut parte de vânzări însă. Livada are băietul, îi ajut la vânzare. Ninsoarea, mierele nu le-au afectat, dar cumpărătorii sunt puțini. De dimineață, șoferii au fost nevoiți să-și curețe automobilele, iar unii au trecut pe la serviciurile auto pentru a-și schimba cauciucurile. Și la Bălți, vulcanizările au fost pline ochi. 10 de șoferi au făcut coadă, prinși pe neașteptate de iarna din noiembrie. Ce sumă plănuiți scoateți din buzunar pentru... Pentru toate 4, aproximativ la 200 de lei, plus minus. Iar mecanicii au muncit contra cronometru pentru a face față solicitărilor. Кто имеет возможность, значит, перебывается и выходит на дорогу. Если не имеет возможности, они остаются дома. Circulația dificilă și drumurile pline cu zăpadă au fost și acolo problemele principale ale oamenilor. Nu curățe drumul. Iar la Ocnița, imediat ce au ieșit de la ore cu ghiozdanele în spate, elevii au făcut oameni de zăpadă. Picii spun că au așteptat cu nerăbdare să ningă din plin. Pentru noi e fericire. Ne pace când ne ducem asta niușă în zăpadă. Meteorologii anunță ninsori și mâine în toată țara. Scăderea temperaturilor a dus brusc la creșterea vânzărilor în piețele și centrele comerciale din capitală. Oamenii se grăbesc să-și schimbe garderoba. Pleacă ni noiem și totodată putem să învingem iarnele astea grele. Modele sunt diferite și prețurile... Aș zice că normal. Mulți însă se uită mai întâi în buzunar înainte de a-și cumpăra o haină. Revenim cu detalii imediat. 5 troleibuze și o mulțime de oficiali. Așa a fost inaugurată ruta numărul 34 care duce spre Trușeni. Vehiculele au fost inaugurate la Chișinău de primarul interimar care și-a făcut și un selfie lângă ele. Iar la Trușeni, deputatul Constantin Țuțu l-a botezat cu un discurs. Vine din ești, toate le împlinești. Vistierul bunătăților, dătătorul de viață. Vino și te sălășluiește într-un noi. Ne curățește prin noi de toată spurcăciunea. Inaugurarea celor 5 troleibuse fără fir a arătat ca o slujbă în aer liber. Un preot le-a cântat rugăciuni în centrul localității, acolo unde au fost aduse, după care le-a sfințit. Blagoslovește, Doamne, troleibuzele acestea!
Înțelegi cu binecuvântarea ta. Pe robii tăi care vor călători în trânsire, a Fiului și a Sfântul Duh, mântuiește, Doamne, poporul tău. Nu a ratat evenimentul deputatul Constantin Țuțu, care a ținut un discurs pe fundalul troleibuzelor, deși nu are nicio legătură cu achiziția. Pentru ce ați venit astăzi aici? Am venit să mă bucur, am spus deja cu acești oameni. De fapt, în ultima vreme, Țuțu este văzut la orice manifestare din suburbii. La dumneavoastră, îți candidați la parlamentare? Încă nu pot să vă spun. Încă nu pot să vă spun. Cum o să decidă colegii mei? Chiar dacă cele 5 unități de transport au ajuns la Chișinău în cadrul unui proiect lansat de Dorin Chertoacă, Țuțu i-a atribuit toate meritele Silviei Radu. Noi știm bine de unde au demarat acest proiect. De la doamna Silvia Radu, după care domnul Codreanu, cum a terminat acest proiect. Iar înainte de a fi trimise la Trușeni, primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, a ținut să marcheze momentul printr-un selfie postat pe pagina sa de Facebook. Abia după ce toate procedurile oficiale și cele bisericești au fost oficiate, oamenii au fost lăsați să intre și să meargă în prima lor călătorie cu troleibuzul de la Trușeni la Chișinău. Până acum era mai complicat, de acum sper că totul va fi mai accesibil și a să ne fie mai ușor să ajungem unde avem nevoie. Curtierele era în genere foarte strașnic, dar acum sperăm că totul o să fie mai bine. E foarte frumos, foarte bine, foarte comod, suntem bucuroși să discuți așa rugă. Până acum, într-adevăr, era o problemă foarte mare cu transportul la Trușeni. Microbuze nici nu era vorbă, că erau foarte încărcate și lumea ajungea chiar greu și la serviciu și acasă. Sperăm ca să fie bine cu transportul care mi s-a oferit acum. Mars autonom, condiționer, făcut adică pentru comodități la pasageri. Trebuie să trecem de la un mars. De la fire la mers autonom. Avem totuși un buton care trecem de la una la alta. Directorul Regiei Transport Electric spune că vehiculele au fost lansate cu întârziere pentru că trebuiau mai întâi testate. 34 de curse vor fi efectuate zilnic și considerăm că aceasta va soluționa problema în transportul public în zona Daci. Costul proiectului este de aproximativ 1.200.000 de euro pentru 5 unități. Unitățile de transport de pe ruta numărul 34 au fost asamblate la Chișinău și sunt dotate și cu sistem de aer condiționat. Au o autonomie de 20 de kilometri și consum redus de energie. Acestea vor circula de la ora 5 dimineața până la ora 22, cu un interval de la 15 până la 30 de minute. Concertul partidului Șor în orașul italian Torino a fost întâmpinat și ieri cu proteste. Moldovenii stabiliți acolo s-au adunat pentru a le transmite organizatorilor că diaspora nu se vinde și cere respect. Între timp, la Milano avea loc un eveniment dedicat centenarului Marii Uniri. Protestăm împotriva soțului Șor, Tauber, Lacotniuc, Dodon și restul. Ei vor să facă nouă concerte. Moldovenii din Italia au pus ieri la cale un flash mob ca să-și manifeste indignarea față de seria de concerte organizate de partidul Șor în orașele din peninsulă. Evenimentul a avut loc la Veneția Mestre. Grupare financiar politică partidul Șor a declanșat în mod nelegitim o campanie electorală bazată pe demagogie socială, Republica Moldova și corupterea alegătorilor de peste hotare cu atragerea unor artiști autohtoni fără discernământ și a unor politicieni străini compromiși. Participanții s-au mobilizat pe internet. Un moment emoționant a fost atunci când, în timpul protestului, forțele de ordine italiene și-au scos căștile de protecție. Manifestanții le-au aplaudat gestul. Poliția e cu noi! 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 Într-o postare pe Facebook, partidul Șor a anunțat că spectacolul la care au fost invitați să cânte Anastasia Lazariuc și Gheorghe Țopa a avut loc, iar ordinea a fost asigurată de poliția italiană. Serviciul de presă al formațiunii susține că manifestanții sunt niște provocatori plătiți de liderii partidelor pro-europene de dreapta. Cu proteste au fost întâmpinați membrii formațiunii primarului de Orhei și la Veneția, acolo unde vicepreședintea partidului Marina Tauber a fost huiduită luna trecută. Manifestanții au luat-o la rost pe aceasta și au cerut ca edilul de Orhei, condamnat în dosarul BEM de prima instanță, să fie băgat la pușcărie. La Milano a avut loc o manifestație menită să marcheze 100 de ani de la Marea Unire.
Basarabia e România! Basarabia e România! Hai să întindem ora mare, mai aia și mai colia, mai aproape de hotare, până în Basarabia. Dosarul fostului polițist de frontieră Gheorghe Petic, acuzat de viol, va fi examinat la judecătoria Orhei. Decizia a fost luată vineri de Curtea Supremă de Justiție. Procuratura Generală a solicitat ca dosarul să fie mutat pentru ca în felul acesta să fie evitat conflictul de interese, întrucât anterior Petic a ocupat funcții importante în organele de drept din Ungheni. Avocații fostului polițist de frontieră spun că au aflat abia astăzi despre decizie și că aceasta îi încalcă drepturile. Gheorghe Petic a fost reținut în octombrie după ce o femeie din Ungheni s-a plâns că el a violat-o. Petic însă susține că este nevinovat și că dosarul i-a fost fabricat. Băuturile aperitive și cele de desert importate de peste hotar ar ajunge la noi cu încălcarea legii. Aperolul, de exemplu, nu se încadrează în limitele legislației în ce privește cantitatea de alcool și concentrația de zahăr. O spun reprezentanții Ministerului Agriculturii, care propun ca unele prevederi să fie modificate pentru a evita contrabanda. Aperolul, băutura cu un conținut de alcool de 11%, servită de obicei înaintea mesei pentru stimularea poftei de mâncare, ar avea o concentrație prea mică de alcool și zahăr ca să se încadreze în legea moldovenească cu privire la fabricarea, circulația și producția alcoolului. Așa că cei de la Ministerul Agriculturii s-au gândit să facă loc pe piața noastră și acestei variante mai slabe a lichiorului și propun modificări pentru a evita importul prin contrabanda acesteia. Considerăm că în cazul în care nu vor fi luate măsuri de excluderea problemelor menționate, consumatorul va rămâne fără produsul preferat, iar agentul economic nu își va putea desfășura activitatea planificată, se arată în document. În aceeași notă se face referință și la băuturile de desert, care la fel nu corespund prin caracteristicile lor cerințelor normative, adică au o concentrație mai mică de 15% alcool. Întrebați cum au ajuns până acum aceste produse în Moldova, cei de la minister dau din umeri menționând că nu ei răspund de comercializare. Nu am reușit deocamdată să luăm legătura cu vreun importator ca să ne explice condițiile în care au adus până acum în țară aceste produse. Proiectul este la etapa de avizare, iar ca să intre în vigoare trebuie să fie aprobat de membrii executivului. Căderea temperaturilor a dus la creșterea vânzărilor în piețele și centrele comerciale din capitală. Oamenii se grăbesc să-și cumpere haine groase și încălțăminte de iarnă pentru a rezista frigului de afară. Unii se uită mai întâi în buzunar înainte de a procura ceva. Pentru alții însă contează mai mult calitatea decât prețul. În weekend, piețele și centrele comerciale din capitală sunt aglomerate. Odată cu răcirea vremii, oamenii încep să-și schimbe garderoba. Unii nu se uită la preț atunci când își aleg un palton sau o pereche de mănuși, ci mai mult la calitate. Păi e ceva nou și este foarte variat. Prefer lucruri de calitate și deja brandurile care le cunosc, că și e un lucru de calitativ. Iar Ion își cumpără mereu haine de la piața centrală. Spune că sunt prețuri accesibile, astfel ajung bani pentru toată familia. Pleacă ni noiem și totodată putem să învingem iarnele astea grele. Modele sunt diferite. Scurt asta, ne mai lăsă. Aca, cu blană. De iarnă. Da, de iarnă. De când a ieșit la pensie, acest bărbat nu a mai trecut pragul unui magazin unde se vând haine scumpe. Spune că de mai bine de 10 ani cumpără tot de ce are nevoie de la piețele second hand. Mai ieftin cătem. Ia că o perechi de jeans am cumpărat cu 200 de lei. Anul trecut am cumpărat 350 de lei. Mă aranjează. Când Uniunea Sovietică era, atunci trăiem așa. Da, acum... Cineva europeni cu vină la second hand? Sunt, la început observasem eu așa ceva, chiar și eu mă genam unde mă aflu. Dar cu tipul văd că vin cu îndrăzneală, cer și spun că sunt mai calitativ, e mai comod, e mai bine, e mai convenabil. Se duc și mulți artiști am văzut pe aici umblând. Vânzătorii din magazinele de firmă susțin că în această perioadă au parte de mulți cumpărători. Mult lume vine după cumpărături, după haine calde, după încălțăminte calde, pentru sezonul de toamnă, iarnă. Acum se procură mai mult paltoanele, scurtele, cizmele care au blăniță. Iar cei care vând la piața centrală se plâng că la ei se simte mai mult frigul decât vânzările. Poate prețurile sunt prea mari.
De unde prețuri? Ia uitați-vă, cu 250 stau și cu 450. Lumea n-are bani, strâng pentru cărbuni, pentru lemne, pentru mâncare. Îmblă mai degrabă, dăm săraci și dezbrăcați, descalțați. Salariul mediu lunar pe economie pentru acest an în țara noastră este de 6150 de lei, cu 550 de lei mai mult decât anul trecut. Mihai Ghimpu împlinește astăzi 68 de ani, președintele Partidului Liberal, care în anii trecuți organiza petreceri zgomotoase la cluburi de noapte, de această dată sărbătorește departe de casă. Acesta se află în Canada, la adunarea parlamentară NATO. Tinerii liberali au pregătit un filmuleț pentru a-l felicita. Noi, colegii liberali, vă adresăm cele mai calde urări de sănătate, fericire și viață îndelungată alături de cei dragi și apropiați. La mulți ani! La mulți ani, fericit! La mulți ani! La mulți ani! Pentru că se află departe, tinerii liberali i-au pregătit un mesaj video lui Mihai Ghimpu, care a fost publicat pe rețelele de socializare. În el apare și nepotul omagiatului, fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă. Dar mai presus de orice, vă dorim ca visul dumneavoastră, cu privire la o singură țară pe care o avem cu toții, România Mare, acest vis să devină realitate. Iar cei de la PLN au spus că astăzi la partid nu va fi organizată nicio sărbătoare. Mihai Ghimpu marchează cei 68 de ani fiind în Canada. Pe pagina sa de Facebook, acesta a anunțat că participă la adunarea parlamentară NATO, unde s-a discutat și despre Republica Moldova. Iar președintele PL a scris că într-o conferință de presă va vorbi despre concluziile ședinței. Spre deosebire de anul acesta, Mihai Ghimpu s-a remarcat anterior prin petreceri zgomotoase. În 2010, de exemplu, pe când era președinte interimar, acesta sărbătorit la un club de noapte. Și nu a fost singura dată. Tot la discotecă a petrecut un an mai târziu împreună cu tinerii liberali, la aniversarea sa de 60 de ani. În 2011, ziua de naștere a lui Mihai Ghimpu a fost sărbătorită mai multe zile la rând. La partid s-au format cozi, iar politicienii i-au adus fel de fel de daruri. Răbdare! De tot sufletul. Mihai Ghimpu s-a născut la Colonița. Din 1998 este președinte al Partidului Liberal. În anii 2009-2010 a fost președinte al Parlamentului Republicii Moldova, asigurând totodată și interimatul funcției de șef al statului. Vulcanul Fuego din Guatemala, care a provocat astăvară 194 de decese, a erupt ieri din nou. Coloane de cenușă și lava au fost expulsate până la câteva mii de metri altitudine. În cel puțin 7 localități din apropiere a căzut cenușă, dar oamenii încă nu au fost anunțați să se evacueze. Erupția precedentă a avut loc la începutul acestei luni, însă nu s-a soldat cu pagube sau victime. În luna iunie, însă, vulcanul a erupt extrem de violent, acoperind cu lavă și noroi zeci de locuințe. Fuego este situat la 35 de kilometri sud-est de capitala țării și are o înălțime de 3763 de metri. Festivalul și parade la 100 de ani de independență a Letoniei. Ieri dimineață, steagul țării a fost înălțat la o ceremonie în Riga, dar și în alte orașe. Iar după asta, militarii au mărșăluit, prezentându-și tehnica din dotare. Militarii letoni au mărșăluit pe străzile capitalei Riga alături de soldați din alte state NATO. În întreaga țară s-au organizat petreceri, concerte și expoziții, iar spre seară sute de oameni au mărșăluit cu torțe aprinse pe străzile capitalei. Țara Baltică și-a proclamat independența pe 18 noiembrie 1918, după ce s-a aflat sub conducerea unor puteri străine, inclusiv a Germaniei și Rusiei. Anișoara Login revine în câteva minute cu emisiunea O seară perfectă. Anișoara, bună seara din nou! Bună seara din nou, Tatiana! În continuare, la O seară perfectă, vedem cum a fost la concertul dat de cea mai iubită trupă, atât de aici, de acasă, dar și de peste Prut, The Motans. Solistul The Motans ne-a oferit și un interviu pe care îl vedem astăzi. Mai discutăm astăzi și cu pictorul Radu Dumbravă, cel care este autorul noi picturi murale, cea de pe peretele Palatului Feroviarilor. Vă aștept la O seară perfectă cam într-un sfert de oră.
Anișoara, îți mulțumesc. Răsturnarea de situație în cazul presupusului tablou semnat de Picasso găsit într-o pădure din România. După ce inițial a crezut că este una dintre lucrările furate acum 5 ani de la muzeul din Rotterdam, scriitoarea care a făcut descoperirea a declarat aseară că a fost victima unei farse. Între timp însă a fost predată autorităților române. Scriitoarea olandeză de origine română, Mira Feticu, a predat lucrarea autorităților de la București, care au anunțat că astăzi este trimisă la Muzeul Național de Artă pentru expertiză. Ea a povestit că a primit un e-mail anonim în care avea toate indicațiile necesare pentru a găsi tabloul, descoperit în satul Greci din județul român Tulcea, în pădure, lângă un copac. Părea că ar fi vorba despre Cap de Arlechino, o operă semnată de Pablo Picasso, estimată la 800.000 de euro, tabloul fiind unul dintre cele 7 furate în 2013 de la un muzeu din Rotterdam, de o grupare de români. We still don't know if it's a real one. So it could be a big joke, but it could be a Picasso. Aseară însă Mira Feticu a declarat pentru Postul Național de Televiziune din Olanda că a fost victima unei farse în scop publicitar. Autorii ar fi doi regizori belgeni care pregătesc un documentar dedicat unui cunoscut falsificator olandez, care a inundat Europa cu falsuri până când a fost prins în 1994. Mira Feticu a fost anunțată despre acest lucru tot printr-un e-mail, de data aceasta semnat de cei doi regizori. Răsturnarea de situație vine după ce descoperirea făcută de scriitoare a ajuns în toată presa străină și a dus la mobilizarea autorităților române. În jurul celor 7 lucrări dispărute în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro, au existat de-a lungul timpului tot felul de scenarii. Mama unuia dintre hoți a declarat că a ars în sobă tablourile, iar specialiștii români chiar susțineau la acea vreme că au găsit dovezi care să-i ateste spusele. Avocații indivizilor au respins însă vehement această variantă, mai ales că acuzații voiau să negocieze cu autoritățile în schimbul informațiilor. S-au așteptat la o victorie, însă au obținut o remiză la finalul turneului Ligii Națiunilor. Selecționata Moldovei a încheiat la egalitate meciul de acasă cu Luxemburg, scor 1-1. Pentru Alexandru Gațcan a fost ultima partidă în tricoul echipei naționale. Alexandru Gațcan a jucat pentru echipa națională timp de 13 ani. El a susținut 63 de meciuri și a marcat 5 goluri pentru Moldova. Поблагодарил за ту карьеру прекрасную Гацкана. Не зря его признавали много раз лучшим игроком страны, он заслуживает этого. Так как он играет, он еще может спокойно 2-3 года на высоком уровне играть. Moldova putea pleca la pauză în avantaj, însă Artur Ioniță și Alexandru Gațcan au ratat ocazii mari de gol. În repriza secundă a meciului de pe stadionul Zimbru, echipa noastră a obținut un penalti după ce Cătălin Carp a fost faultat în careul advers. Radu Gânsar a transformat lovitura de la 11 metri. Echipa din Luxemburg a egalat însă scorul în câteva momente prin Bensi. La ultima fază a meciului, Eugen Cebotar a ratat o ocazie imensă de a marca golul victoriei. Remiza a clasat selecționata Moldovei pe locul 3 în grupa ei din Liga Națiunilor. Забили гол. И начали как бы этот гол защищать. Мало, нужно иметь крепость. În celălalt meci al serii, Belarus a învins-o pe San Marino cu 2-0. Astfel, bielorușii au câștigat grupa și au promovat în Liga C. Moldova a ocupat locul 3 cu 2 victorii, 3 remize și o înfrângere. Selecționata noastră a marcat 4 goluri și a încasat 5 în Liga Națiunilor. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O Seară Perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!